Salut! Astăzi vom testa, ne vom juca cu o pompă de apă de 750W, 0,75 kW, da? Pe care voi încerca să o transform în generator. Da? Din ce văd eu, nu mă pricep, încă o dată, că mi s-a spus cu doi poli, cu... sunt începător, le voi învăța pe parcurs. Da? Din ce văd, are două, bobină principală, bobină secundară. Da? Să înțeleg că este cu doi poli. Da? Conform ceea ce mi s-a spus la celălalt video cu compresorul de frigider, având doi poli, să pun doi magneți nord-sud, da? Doi poli. Am strunjit rotorul, am luat 6 mm pe contur din acesta. Magneții au 5 mm grosime, da? 10 cm, 1 cm lățime, da? N52. Am pus de probă exact cum mi s-a spus, nord-sud. Cât de cât am măsurat bobina, să văd exact, am zis să nu pun un magnet, să pun doi magneți, să acopere ambele bobine, deci are cam 1,7, magneții mei au cam 2 cm, dar vin aproximativ. Da? Haideți să-i facem o probă, să vedem ce voltaj scoate. Să-l punem așa. Că pică pe găuri cât de cât. Îi voi pune de probă doar două șuruburi, nu voi prinde definitiv. Perfect. Se învârte foarte ușor. Da. Am legat, având bobina principală și bobina secundară, am legat firele între bobina principală și bobina secundară, pe care vom ieși pe celelalte două fire. Da. Haideți să punem aparatul de măsură. Sper să și vadă. Da. Avem doi cleștișori aici. Am învârtit cu mâna. Poate 6, 7, 8 volți chiar. Se învârte foarte ușor.
Haideți să-l învârtim și cu bor mașina. Să găsesc o poziție în obice pe... Perfect. Deci învârtit cu bor mașina scoate 34 de volt, 24 de hertz. Deci ar merge curație mai mare. Din punctul meu de vedere, nu sunt suficienți magneți pentru a dezvolta o putere mai mare. Eu m-am gândit să-i așez mai mulți magneți, chiar dacă mi s-a spus că fiind în 2 poli trebuie să așez decât 2 magneți nord-sud, conform cum am făcut pe acesta cu 6 magneți, care consider că tot în 2 poli și ăsta îmi scoate învârtit cu bor mașina chiar și 470 de volți, da? Același lucru aș dori ca și acesta să-mi scoată aproximativ la fel ca și acesta, dar având bobinaj mai mare, mă gândesc că are o putere mai mare față de acesta de ventilator de aer condiționat. De aceea, în următorul videoclip, voi pune mai mulți magneți și vom face un test să vedem ce rezultă. Haideți să-l desfacem, ca să vă și arăt cum voi pune magneții. Menționez că sunt începător. Orice mesaj primit este binevenit și constructiv. Nu sunt priceput, dar încerc să învăț. Da? Deci acum avem nord-sud. Voi încerca să pun 6 magneți, da? În care să fie... Deci avem nord, sud. Voi încerca să mai pun 2 rânduri de magneți. Aproximativ am făcut, da? Și o să avem sud și nord. La fel și pe partea asta, da? Sud, da? Și vom avea 6 rânduri de magneți, da? Nord-sud, 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 da? Eu consider că va funcționa și practic va fi de 3 ori mai mare puterea la aceeași turație, pentru că ruperea va fi, nu va mai fi distanța nord-sud, va fi în aceeași linie, ruperea practic va trece nord-sud, nord-sud, teoretic. Practic rămâne de văzut după ce voi testa. Eu consider că o să meargă, la fel cum funcționează cel de aer condiționat, sper și acesta să îmi dea același randament. Voi reveni următorul video cu test să vă arăt practic ce a ieșit. Dacă v-a plăcut, abonați-vă și dați-mi un like. Mulțumesc frumos!